Bună dimineața, dragilor! Toți avem măcar câteva alunițe sau leziuni pigmentare pe piele, dacă nu, chiar și negi. Și de multe ori ne întrebăm dacă sunt normale sau maligne, dacă nu cumva avem prea multe sau dacă nu este cazul să ne îngrijorăm că ar putea fi canceroase. Ei bine, astăzi doamna doctor dermatovenerolog Elena Cotus ne va spune când este cazul să arătăm alunițele și negii noștri unui medic specialist. Orice leziune pigmentară se examinează anual la dermatolog. Deci este o măsură profilactică corectă de atitudinea față de alunițe. Și nu necesită o pregătire specială a pacientului, doar în ziua examinării să nu fie aplicate careva creme cosmetice pe zona respectivă. Ar fi nevoie de o consultație a dermatologului atunci când avem alunițe multiple, deci când avem multe alunițe, când frecventăm solarul, când avem alunițe care se modifică dimensiunea, relieful, culoarea, care dă mâncărimi sau care sângerează. Și în cazul dat, dermatologul recomandă dermatoscopie, deci este o metodă inovativă, modernă, de examinare a leziunilor pigmentate și nepigmentate, cum ar fi nevii, keratoamele seboreice, papiloamele, unele tipuri de cancere, melanom sau bazaliom, cât și pentru a diagnostica și unele maladii cutanate. E o metodă foarte simplă, rapidă, care include examinarea unor structuri mai profunde de piele care nu pot fi văzute cu ochiul liber. Și se utilizează un dispozitiv optic special care mărește leziunea de câteva zeci de ori. Persoanele care au nevi multipli, au alunițe foarte multe, e necesar să fie protejați de soare, să nu se expună în perioada zilei cu soarele cel mai puternic, deci să fie îmbrăcat adecvat, cu pielea acoperită, cu pălării cu bordură, cu creme de protecție solară. Chiar dacă merg la mare, să se expună soarelor doar în perioada de dimineață sau după amiază, după 16. Dacă s-a traumat o aluniță și ea sângerează sau s-a inflamat, obligator de mers la dermatolog pentru o examinare suplimentară. Dragilor, observați și fiți atenți la schimbările apărute la nivelul pielii. Nu le ignorați niciodată pe cele care vă par suspecte, mai ales acum, în plină vară, când razele ultraviolete directe sunt în exces. Fiți precauți, o zi reușită tuturor!